Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod din seria noastră de Skywars Suntem aici pe Hypixel și vă aș ruga să lăsați cât mai multe like-uri dacă vreți în continuare episoade să strângem cât mai multe Hai repede să luăm toate chestiile necesare din chesturi și să ne ducem la luptă după uuu nice, avem full diamond Aparent ultimul chest a fost și cel mai norocos, ceea ce e super super tare Băi, ești nebun? Chiar avem full diamond Mă mir sincer, sunt așa puțin șocat Ok, mi-am scăpat sabia, nu contează, nu ne deranjează și sper să nu mă arunce nimeni afară din mapă pentru că o să țip puțin și o să plâng de supărare. Și hai să luăm repede chesturile astea mai importante din mijloc. Uu, nice, 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 îmi place ce văd aici. Ăsta îl punem pe 4. Ok, mâncăm un golden apple pentru că vreau să-l am în momentul care îmi bat cu tipul ăsta. Băi, ești nebun, avea niște chestii, nu cred că tocmai bune, dar măcar avea ceva, deci... Na, nu putem să-l jignim pentru faptul că avea niște chestii. Și stai, ok, am pus Protection 3 ul l-am pus pe pantalon și cred că ar trebui să ne facem enchant pe toate chestiile. Protection 1, Protection 1, Protection 1. Băi, ești nebun? Am mai mult noroc decât îmi imaginam că o să am. Smite, oh fuck, nu, nu-mi place smite-ul. Smite-ul e inutil la PvP, dar e ok, nu contează, o să ne facem poate o sabie mai bună în momentul în care găsim una. Ideea e că avem armură și asta e tot ce contează după părerea mea Ce faci mă boss? Deci am găsit fraților foarte mulți hackeri aici Trebuie să vă zic, e plin de hackeri uh, Ideea e că primesc bani, deci asta e bine Nu mă pot plânge pentru că sunt hackeri dacă ei primesc bani Însă frate sunt mulți, adică pe bune am găsit Cred că în fiecare meci în ultimele runde și nu-mi prea place chestia asta, dar n-ai ce să faci pentru că n-ai, chiar nu există soluție pentru chestia asta. Anticiturile nu prea funcționează, e foarte greu, poate chiar imposibil să faci un anticit bun uh, și eficient. Dar, uh, stai ce? Uh, uite unde e tipul ăsta. Băi, ești la îl aruncasem pe insula cealaltă și el a mers înainte și a murit. Ok, îmi pare rău pentru acest individ. Oare pot să-mi construiesc un drum și să mă duc înapoi ca să nu consum enderpore Da, știu, risc foarte mult în momentul ăsta pentru că s-ar fi... S-ar fi putut să zicem să mă arunce cineva în momentul în care mergeam afară din hartă, dar nu s-a întâmplat asta. De deci ce stăm? Stăm aici, Snicky? Și în momentul care vine, îl omorând fără să știe că sunt în spatele lui măcar. Ok, și are chestii bune, deci trebuie să avem mare grijă la felul în care îl batem pe acest tip. Deci chiar trebuie să avem mare grijă. Bă, și mi-a dat enchantul ăla retardat. Oh, nu cred că a avut atâta ghinion tipul ăsta să fie aruncat afară din mapă de la 50 de miliarde de kilometri. Ok, și unde e ultimul tip? Ia, hai să-l găsim. Hai să încercăm să-l găsim cel puțin. Și refill se dă în 28 de secunde. Ok, nu e rău. Bă, eu n-aveam casca cu protection, ești nebun. Ești nebun, dacă muream, probabil toată lumea mi-a zicea prin comentarii, bă Max, n-aveai pusă casca, dar așa n-aveai ce să-mi ziceți pentru că n-am murit, deci n-am avut nevoie de protecția aia în plus. Întâi mă frate, ultimul tip. N-am un din ăla care mă duce la player, apare nu am. Și cred că ar fi foarte util în momentele astea. Dar e ok. Hai să luăm repede chestiile din chesturi. Ok, chesturile sunt acolo. Nu știu ce aveam impresia că o sunat acolo. Probabil o sunat peste tot. Dăm un ok. Tracking device, pentru că tracking-ul device ne ajută enorm în momentele astea. Acolo. Ui, acolo mă numele, mă. Ok, hai să ne dăm asta aici. E bine, e perfect chiar. Ce faci, mă, tipule? <laughs> ok, deci tipul ăsta spera că dacă o să stea pe insula lui și o să campeze aici, o să reușească să facă ceva. Ceea ce e total fals, o să vă zic un mic secret, de fapt nu e tocmai secret, e o chestie de logică, știi, ce în toată lumea ar trebui să se prindă de ea, însă niciodată nu o să reușiți să câștigați un meci de Skywars, bine, nu chiar niciodată, niciodată e un cuvânt prea mare și cum zice și Andra, să nu zicem niciodată, niciodată. Uh, oricum, ideea e că niciodată nu trebuie să stați pe insula voastră și să nu mergeți în mijloc, pentru că e foarte greu să câștigi în modul ăla, Gândiți-vă că aia care merg în mijloc ia o armură cu protection 3 și protectionul 3 e foarte OP. Deci faceți și voi așa o comparație între armura pe care ai putea să o găsești pe insula ta și armura pe care o găsești în mijloc. E mult mai OP armura din mijloc, deci de asta vă recomand să faceți asta. Chiar dacă sunt șanse mari să vă arunci afară din mapă cineva în momentul în care încercați să ajungeți în mijloc, e ok, nu contează. Ideea e să ajungeți în mijloc, știi? Cam asta e ideea Hai să mergem aici Hai să încercăm să luăm din cesturile astea Deși bănuiesc că a luat cineva Normal că a luat cineva din toate cesturile din mijloc Dar o să încerc să-l bat Deci vă zic, nu cred că reușesc să-l bat Pentru că am armură foarte proastă Dar dacă o să reușesc O să fiu fericit Ok, uite că tipul nu prea are chestii pe el Hai mă On. O, ok, armura lui a căzut aici Deci cred eu că o să reușim Să câștigăm meciul Adică, ok, nu cred că o să reușim Unde sunt toate chestiile pe care le-a luat tipul ăla mă Deci pe bune, unde sunt toate chestiile pe care le-a luat tipul N-a luat nimic bun Din toate chestiile astea care erau Doar buții ăștia și niște Niște pantaloni Bun, nu găsesc și eu Oh my god, oh my god, oh my god Hai că avem noroc că suntem decenți la PvP pentru că altfel mă rupea tipul ăsta, avea armură mai bună. Avea și pantaloni, n-avea probleme. Și acolo eram eu care nici măcar n-aveam pantaloni oricum. Hai că am luat armură de la asta, bă, să nu vină cineva. Vreau puțin asta totuși. Risc foarte mult, știu, 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 nu trebuie să mai îmi ziceți chestia asta. Însă uneori în viață e bine să riști, să zicem. Pentru că ai de câștigat, știi? Deci, vă recomand să riscați uneori, dar nu mereu. Dacă riscați cu o chestie, nu înseamnă că trebuie să riscați de 50 de ori cu aceeași chestie, știi? Știți voi la ce mă refer? Ok, tipul ăla a murit și mai sunt 3 playeri. Bă, nu e rău, nu e rău deloc chiar, adică am speranțe foarte mari că o să reușesc să câștig acest match de Skywars. Deci hai să vedem. Uite-l pe acel individ care vrea să vină dar Falling, nu ne trebuie. Ce vrei mă să vin în mijloc? Pleacă mă de aici. Și mi zicea cineva, bă Max, dar tu te crezi youtuber bun? Uh, pentru că pui Minecraft în fiecare zi. Sincer, am rămas masca la cât de proști pot să fie unii oameni și o să vă zic și de ce. Oh my god. Okay. Suntem în anul 2016, fraților. 2016 și ai zice, bă frate, cum 2016 deja? parcheri eram în 2015, știu, și eu zic la fel uneori, bine, nu cred că zice cineva asta pe bune, dar așa ca idee, știi, mulți încă confundă 2016 cu 2015 și chiar și eu la școală mai scriu 2000. Oh my god, ideea e că trebuie să-l batem pe asta, altfel avem probleme mari. Ok, nice, l-am bătut. unde sunt pantalonii? Trebuie să avem grijă că tipul ăla se uită la noi și are un arc. Un arc pe care îl știe folosi din păcate. Oricum, ideea e că am văzut încă oameni care critică minecraft și să vă zic de ce sunt proști. Pentru că ziceți, bă, da, Max, minecraft un joc cu pixeli. Fraților, în primul și primul rând, nu judecați jocul după modul în care arată la prima vedere. Ok, poate și eu inițial ziceam, bă, Minecraft, nu știu dacă vreau să încep, că pare un joc naș, pa uite cum arată, să mai e Metin 2 Foarte mulți judecă Metin 2 Zice, bă, un joc nașpa Ideea e că e un joc vechi Metin 2 Deci e normal să arate destul de urât, știi? Dar asta nu înseamnă că dacă e un joc care arată destul de urât Adică trebuie să recunoaște și ea care mai jucat Metin Că grafica nu e tocmai bună Însă asta nu contează Ideea e că jocul încă e mișto și Poți să-ți pierzi timpul pe el și să te distrezi Și să vezi chiar și chestii noi Ăla mi-a omorât cumva Deci te rog nu zic că ăla mi-a omorât Hai să luăm un tracking device și hai să căutăm Cesturi, dar dacă l-am omorât Scheletul o să-l omor, mă jur Ok <laughs> Nu-mi place să fiu așa agresiv, dar Uneori chiar e nevoie, chiar dacă E în Minecraft uh, Și, na, Meti nu v-am zis, e un joc care N-arată bine, dar totuși are Un gameplay super bun și am mai văzut jocuri Nu știu, era ceva cu box, parcă uh, Sau mai era The Escapist Un joc care arăta Banal și totuși gameplay-ul era destul de bun, cred, nu știu, m-am uitat la gameplay-uri și nici n-am jucat jocul, însă am văzut uh, YouTuber care făceau serie cu el și jocul era chiar apreciat de oameni, deci înseamnă că e un joc bun. Uh, asta nu pot să înțeleagă unii, știi, că Minecraft e un joc, poate n-arată bine, însă mie îmi place cum arată, nu știu, mie mi se pare un joc care arată super bine și îmi place mult ideea asta de pixel în. Și pătrățele și chestii Până la urmă nu orice joc trebuie să pară real Ca GTA 5, știi uh, Nu orice joc trebuie să pară așa Știi și fiecare are farme cu lui Deci Cam asta e ideea Și frate da dacă pun în fiecare zi Minecraft și am succes sunt un youtuber bun Am putea zice Adică uite e de Diamond Minecraft, Pune Minecraft doar pe canalul lui Bine mai pune și alte chestii foarte rar Uh, cum pun și eu alte chestii pentru că nu e un canal doar de Minecraft, însă bazat pe Minecraft și totuși uh, reușește, The Diamond Minecraft, ok, cred că mi-am schimbat buții cu alți buții la fel, reușește să facă o grămadă de bani, bine, asta face el, pentru că gândiți-vă că are oameni care se uită în engleză, oh, fuck, aici. Trebuie să spargem blocul ăsta, nu știu cum am reușit să mă teleportez fix în bloc, chiar nu știu cum am reușit. Ok, hai că am reușit să scăpăm. Deci aparent am reușit după o luptă strânsă cu copacul ăla. Okay, și avem un tracking device. Oh, ăla a ajuns în mijloc. Ce faci mă piftele mă în mijloc? Asta e locul meu, e zona mea aici, n-ai ce căuta, înțelegi? Ai fost tu șmecher pe insula ta, dar aici e ai acasă la mine, mai friend. Ok, victory. Și cam asta e ideea, Minecraft e un joc super complex și dacă mă întrebați ce prefer dintre CSGO și Minecraft, prefer Minecraft-ul la orice oră Și nu pentru că CSGO e un joc nasol, ador CSGO și îmi place mult să-l joc și să mă uit, mai ales să mă uit la CSGO Însă ce îmi place mie foarte, foarte mult E că minecraft are mult mai multe moduri de joc și de CSGO uneori mă mai plictisesc și zic bă nu mai am chef de CSGO competitiv Uh, ce să joc, deadmatch, plictisitor, rău. casual, mai plictisitor decât deadmatch-ul, deci nu pot să joc casual, mi se pare prea plictisitor să joci și să n-ai nici rank și să joci cu mulți player random. Uh, așa la Minecraft, bă, dacă mă plictisesc de Skywars, joc un Survival Games. Dacă mă plictisesc de Survival Games, joc un Speed Builders. Și ați înțeles voi ideea, știi? Cam așa funcționează lucrurile. De asta îmi place mie Minecraft-ul mai mult decât majoritatea jocurilor care există. GTA 5, da, un joc arată super, poți să faci multe chestii pe el, dar tot aș prefera Minecraft-ul. Pentru că e mai... Oh my god. Mult mai complex, ai ce să faci pe el, știi? Pe GTA, nu prea place online-ul din GTA și o să vă zic de ce, adică... I-am amuzant să-l joci uneori, însă n-aș juca prea mult pentru că nu e atât de competitiv, știi? Și mi-e -mi plac chestiile competitive, gen skywars Survival games CSGO competitiv. Astea chiar îmi plac mult. Ok, și am să iau chest tipul tipului ăla, dar aparent a căzut afară din mapă. Și nu știu cum o să-l bat eu acum pe tipul ăsta, nu știu dacă reușesc să fac asta. Nice, 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 hai că am reușit. But... oh, fuck, oh my god a venit tipul ăla de nicăieri și a reușit să mă omoare. Oricum, fraților, cam atât cu acest episod de Skywars. Dacă v-a plăcut și veți în continuare episoade, nu uitați să-mi spuneți chestia asta printr-un comentariu și să lăsați un like. Eu am fost Max și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!